cei trei purceluși. A fost odată o scroafă care avea trei purceluși. Erau tare sărași și a venit ziua în care scroafa nu mai putut să aibă grijă de dolofanii ei. Așa că i-a trimis pe cei trei purceluși în lumea largă să-și caute singur norocul. Primul purceluș s-a întâlnit cu un bărbat care căra un morman de paie. O, vă rog, mi-ați putea da și mie mormanul acesta de paie, ca să-mi pot construi o căsuță doar a mea?" a întrebat primul purceluș. Omul era foarte obosit de câte paie cărase, așa că i le-a dat bucuros primului purceluș, iar el și-a construit cu migală o casă foarte drăguță și a trăit fericit în ea. Apoi, după o vreme, a venit la el un lup mare și rău. "Purcelușule, lasă-mă să intru în casă!" a strigat lupul. "Nu, nu, nici într-un caz, pe bărbuța mea!" "Nu și nu!" a guița primul purceluș. "Nu te las să intri în căsuța mea!" "Atunci o să spuf și o să puf și o să pufui și o să suflu până o să zbor paiele și o să-ți dărâm căsuța!" a zbera furios lupul cel mare și rău. Și chiar așa a și făcut, unde n-a început să sufle, să răsufle din greu, până când căsuța de paie s-a prăbușit. Primul purceluș a luat-o repede la sănătoasa cât îl țineau copitele lui mici. Cel de-al doilea purceluș a întâlnit în drumul lui un bărbat care ducea în spinare o sarcină mare de nuiele. "Oh! Vă rog frumos, n-ați putea să-mi dați și mie sarcina asta de nuiele, ca să-mi pot face și eu o căsuță doar a mea?" a întrebat cel de-al doilea purceluș. Bietul om era frân de câte nuiele cărase, așa că s-a îndurat de purceluș și i-a dat bucuros nuielele. Așa și-a ridicat al doilea purceluș căsuța lui din nuiele, în care a trăit foarte fericit o vreme. Dar și aici a venit lupul cel mare și rău. "Purcelușule! Purcelușule, lasă-mă să intru în casă!" a strigat lupul. "Nu, nu, nu, pe bărbuța mea! Nu, nu, nu te las la mine în casă!" a guițat al doilea purceluș. "Atunci o să puf și o să puf și o să pufui și o să suflu și răsuflu și o să spun căsuța la pământ!" Și chiar așa a și făcut. A suflat și a răsuflat până când a împrăștiat nuielile și odată cu ele căsuța. Cel de-al doilea purceluș a luat-o la fugă repede, repede, cât îl țineau copitele lui mititele. Cel de-al treilea purceluș s-a întâlnit cu un om care căra o grămadă mare de cărămizi. "Oh, vă rog frumos, mi-ați putea da mie cărămizile acestea ca să-mi pot construi o căsuță?" a întrebat el foarte politicos pe cel de-al treilea om. Și cum omul era chiar estecnuat de câte cărămizi cărase, le-a dat bucuros purcelușului. Așa că purcelușul și-a zidit o căsuță foarte frumoasă de cărămidă și a trăit fericit în ea. Apoi a venit și aici lupul cel mare și rău. "Purcelușule, măi purcelușule, m-auzi? Lasă-mă în casă!" a strigat lupul. "Nu, nu, nu, pe bărbița mea, nu te las înăuntru!" a guițat hotărât cel de-al treilea purceluș. "Atunci o să suflu și o să răsuflu din străvundul boșocilor și o să-ți dărâm căsuța!" a zbera lupul furios. Zi și făcut. A suflat și iar a suflat din răsputeri, dar n-a reușit să dărâme căsuța de cărămidă. "Purcelușule, măi purcelușule, iată-mă că vin la tine! O să-mi dau drum pe coș în jos, tot o să pun laba pe tine!" a urlat lupul cel rău și mai furios. "N-ai decât!" a răspuns cel de-al treilea purceluș liniștit, ocupat la rândul lui cu niște pregătiri. "Purcelușule, măi purcelușule, iată-mă, m-am vârât cu labele din față în coșul tău!" a amenințat lupul cel rău. "N-ai decât!" i-a răspuns purcelușul trebăluind înainte. "Purcelușule, purcelușule, acum și coada mea stufoasă a intrat în coșul tău!" a anunțat lupul cel mare și rău, ca să-l sperie și mai tare. "N-ai decât!" i-a răspuns cel de-al treilea purceluș, așezat acum în balansoară de-o lângă vatră. "Purcelușule, purcelușule, iată-mă că s-o tesesc!" S-a lăsat lupul cel mare și rău, în mare grabă și cu un mare plost, a căzut direct în ceaunul cu apă fierbinte, pe care purcelușul nostru cel isteț îl pusese la fer pe foc, atârnat de cărligul vetrei fix sub coș. Lu
fusat bătut, a bătut apa cu labele, stropind în toate părțile, până la urmă a sărit din ceaun și a rupt-o la fugă pe ușa larg deschisă a căsuții de cărămidă, opărit rău. Și n-a mai fost văzut prin ținut niciodată. Cel de-al treilea purceluș a reușit să-și găsească ceilalți doi frați rătăciți și împreună s-au dus o aducă pe mama lor în căsuța cea frumoasă și trainică de cărămidă, unde probabil că trăiesc fericiți și astăzi.